suntem 60% retail, adică ce, despre tot ce am vorbit noi până acum și noi ne ocupăm cei de aici de retail. Mai există însă și 40% din business orientat pe business to business, adică zona de patiserii, cofetării, brutării, vindem ingrediente pentru ele. Și acolo este important, foarte important este distribuția. Și în ultima achiziție legată de o companie de genul ăsta, nu știu dacă a fost menționat acolo, FDS, care este o companie de distribuție. Brandurile românești funcționează în mâncare. Nu ne place, românilor le place mâncarea cu gust și e important să depistezi gustul românesc, ăla pe care îl caută ei. Nu există un categorie management unitar. Bine definit și... unitar și da. Da. Și atunci consumatorul nu găsește același gen de așezare în toți key accounts. Nu, fiecare după cum e shopper-ul lui. Da, da. Și e greu să-ți găsești brandul în categorie. Da. Și degeaba ai super awareness dacă tu la raft ești complet debusolat. Alegi până la urmă ce găsești mai repede. Cu 6-7 ani înainte se stabilește unde vrei să fii. Da? Și ții cont de un trend. Pentru că în funcție de toate lucrurile astea, cum să fie la nivel de consum, cum să fie la nivel de emisii de CO2, cum să fie ca nivel de calitate în interior, cum să fie ca nivel de performanță, în câte secunde să facă suta sau nu, cum să fie ca nivel de capacitatea de a trece... Când să fie o dacie electrică? În funcție de lucrurile astea, în funcție de lucrurile astea, se stabilește entry ticket-ul. Pentru. Și așa ajungi de la 300 de milioane la 600 de milioane. Asta e diferent. Pentru că vrei să fii lider peste tot, e simplu. Adică deja tehnologia acum na, e ceva între noi. Bineînțeles că fiecare companie are anumite inovații și face diferența, dar cea mai mare parte a tehnologiei este disponibilă și utilizată de toată lumea. Businessul românesc are nevoie de experiență împreună. Businessul românesc are nevoie de a împărtăși, de a cunoaște, de a clădi împreună. Are nevoie de echipă.